Bună ziua, Sebastian Jucan de la Hot News aici. L-am alături de mine astăzi de la distanță pe regizorul Alexandru Solomon pentru a discuta despre Părintele Arsenie, Viața de apoi, documentarul său despre cel mai cunoscut duhovnic al României, documentarul urmând să apară în cinematografe pe 1 septembrie. Bună ziua, domnule Solomon! Bună ziua și mersi de invitație. V-aș întreba în primul rând, fiindcă vorbiți puțin despre asta chiar la începutul documentarului, despre ideea de a face un documentar despre Arsenie Boca. Și întrebarea mea ar fi cum s-a conturat această idee? A fost ceva ce a evoluat în timp? A existat un moment sau eveniment determinant de declic în care a spus: ok, vreau neapărat să fac asta? În primul rând, cred că ar trebui să îndepărtăm așa o nelămurire. Nu e un film despre Arsenie Boca sau nu e o biografie a lui Arsenie Boca. E un film despre viața de apoi a lui Arsenie Boca printre noi, adică despre cultul care s-a născut după moartea lui și ce înseamnă asta, în ce fel se oglindește societatea românească în acest cult, în această construcția unei figuri nu foarte populare, care oferă speranță și alinare în vremurile astea. Deci, interesul era ăsta mai degrabă decât în persoana propriu-zisă, reală a lui Arsenie Boca. Acum, apropo de cum s-a mai evoluat ideea și așa mai departe, mă interesa de multă vreme să fac un film despre puterea asta a Bisericii Ortodoxe în România, despre felul în care ea influențează tot mediul ăsta sociopolitic de la noi, și a câștigat enorm de multă influență în ultimele câteva decenii, să zicem, după căderea comunismului. Și mi s-a părut că povestea asta a cultului lui Arsenie Boca cumva oglindește și această problemă. Mă interesa să văd și de ce oamenii se îndreaptă și susțin asemenea figuri, ce înseamnă asta pentru ei, pentru oameni în general și de unde această nevoie, pe care după aceea se sprijină influența bisericii, nu? Pentru că ea nu vine pe un fond deja, na, emoțional și mental încărcat. Nu știu dacă am răspuns sau Da, dacă o să, na, suficient de limpede. și tot pe la începutul documentarului vorbiți despre faptul că v-ați dat seama destul de rapid că pentru ceea ce vreți dumneavoastră să aflați, nu o să meargă neapărat, hai să zicem, stilul clasic de a face un documentar pe un astfel de subiect, cu interviuri cu credincioșii de la pelerinaje, cu clerul și așa mai departe. Și vreau să vă întreb de ce fel de atitudini sau situații v-ați lovit de ați ajuns la concluzia aceasta. Am început să merg cam din acum 5 ani, practic, la începutul toamnei 2018, în pelerinaje organizate de diverse asociații, în locuri legate de Arsenie Boca. Problema era că, pe de-o parte, durata acestor pelerinaje era destul de scurtă, adică 2-3 zile. N-apucam să stabilesc o relație foarte așa strânsă cu pelerinii respectivi și se și termina și data următoare erau alți oameni. Deci mi s-a părut că e nevoie de un pic mai multă stabilitate și de o relație mai lungă cu oamenii. Am învățat foarte multe despre cine sunt pelerinii, cine merge la aceste pelerinaje în această perioadă de cam 3 ani în care am fost în pelerinaje organizate de diverse asociații și în care am și filmat destul de multe lucruri cu o cameră mică, chinuită așa în diverse microbuze și autocare. Dar căutam o soluție care să fie un pic mai expresivă și să reflecte și într-un mod, să zicem, mai creativ ce se întâmplă acolo, adică spectatorul să aibă o viziune mai posibil, mai profundă și mai complexă asupra fenomenului. Și de-aia am ajuns la soluția asta de a, să zicem, organiza un pelerinaj, noi înșine, echipa de
echipa filmului, de a selecta niște oameni care au, pe de o parte, legătură cu credința, cu mersul în pelerinaje, cu Arsenie Boca eventual, care aveau povești legate de figura lui Arsenie Boca și în același timp care erau și obișnuiți cu o cameră de filmat, deci oameni care participau cu afiguranți la filmări. Și asta a fost. După 3 ani de pelerinaje, să zicem, de documentare, am ajuns la soluția asta, am organizat-o și am filmat-o practic destul de repede, în 7 zile. Ați și anticipat puțin următoarea mea întrebare, fiindcă voiam să vă întreb de procesul de casting, fiindcă ați avut două criterii mari și late pentru cei care voiau să participe la realizarea documentarului și voiam să vă întreb câți oameni s-au prezentat la casting și cum i-ați triat, fiindcă la final am rămas cu un grup, aș zice, destul de interesant de persoane. Da, cred că m-am întâlnit cu aproximativ 50 de oameni, din care în final au rămas 20. Criteriile erau cele de care am vorbit și mai înainte, anume legătura cu credința, cu pelerinajele, cu eventual interesul pentru Arsenie Boca și anumite povești personale legate de Arsenie Boca, pentru că oamenii, fiecare dintre ei, proiectează altceva în această figură. Cred că i-a ajutat în anumite momente dificile ale vieții, deci căutam ceva de tipul ăsta, dar au mai fost și alte criterii, și anume să grupul ăsta de 20 de ani să reflecte un pic compoziția asta heteroclită socială românească, adică să fie și oameni care au, sunt oameni care au două facultăți în film, sunt oameni care n-au niciuna, sunt oameni în vârstă de aproape 70 de ani, sunt alții care studenți acum, deci în jur de 20 ceva de ani, oameni care practică psihoterapie, alții care nu practică, diverse meserii, deci am căutat ca grupul ăsta să fie cât mai o compoziție cât mai diversă și ca generații și ca educație și ocupație. Ok, și o întrebare poate mai grea. Care vi s-a părut că a fost lucru sau lucrurile despre Arsenie Boca care i-au surprins cel mai mult pe unii dintre cei pe care i-ați luat în pelerinaj cu dumneavoastră? Acum, mulți dintre pelerinii cu care am lucrat la film mi-au spus că au învățat foarte mult despre Arsenie Boca din documentele pe care le-am pus la dispoziție. În film, practic, citim documente legate de viața lui Arsenie Boca și după aceea le discutăm. Lucruri legate atât de tinerețea lui, de fascinația, să zicem, pentru mișcarea legionară la un moment dat, dar și de felul în care a traversat perioada comunistă, de interesul lui pentru, să zicem, credințele astea mai ezoterice, cu de sorginte, zicem, orientală sau din alte părți ale lumii, felul în care a murit. Deci, problema este că în documentele care ne stau la dispoziție, care majoritatea vin din arhivele securității predate la CNSAS, ele trebuie luate cu, așa, cu un dram de sare și de neîncredere, și asta am încercat tot timpul să fie destul de transparent, să fie suficient de transparent faptul că nu putem pune 100% bază pe aceste informații, dar că în același timp prin putem judeca ce e adevărat și ce e manipulat acolo. Deci au interesat lucrurile astea. Acum, sigur că oamenii veneau deja cu un bagaj de cunoștințe, unii dintre ei despre Arsenie Boca, cunoștințe mai ales vehiculate în mass media și care, din păcate, sunt de multe ori niște colportări de povești așa foarte naive despre miracole, care prin repetiție s-au instalat. Adică, de exemplu, faptul că Arsenie Boca ar fi fost asasinat la ordinul lui Ceaușescu, ceea ce e complet fals. Și eu am încercat să contracarez aceste, să zicem, zvonuri, dar e foarte greu când vii pe un teren deja instalat. Eu am o alertă de Google, de exemplu, cu numele părintelui Arsenie Boca. În fiecare zi sunt cel puțin două sau trei articole care se repetă în presa
românească despre toate aceste mituri și legende, fără niciun fel de, să zicem, spirit critic sau măcar fără o indicație la începutul articolului, se spune că. Nu, lucrurile sunt prezentate ca fapte. Arsenie Boca a fost iradiat și pe urmă hăcuit într-o pădure, ceea ce e o completă așa, iluzie totală, adică o legendă de asta. Dar ea e colportată de publicații altfel serioase, să zicem, sau ceea ce am putea zice că sunt serioase, adică presă centrală românească cu un anume ștaif, și asta mi se pare că e foarte îngrijorător, că există această, na, din foamea de click-uri, probabil, există această colportare generalizată de mitologie, care după aia e foarte greu de, așa, de, cum să zic, de deconstruit, de fărâmițat, de pus înapoi în termeni adevărați. Da. Și apropo de lucrul acesta, mi s-a părut interesant cum i-ați lăsat pe oameni să vorbească liber, fără a interveni peste ei, bănuiesc că pentru a nu inhiba. Dar în același timp, când a fost vorba despre niște lucruri clare, despre părintele Arseniei sau despre legionar, ați spus lucrurilor pe nume că nu, asta chiar așa a fost. Cum a fost pentru dumneavoastră ca regizor, dar și ca persoană, acest joc de echilibristică oarecum? Da, m-am gândit mult înainte dacă sunt legitimat să fac acest film, adică pentru că sunt dintr-o familie evrească, pentru că sunt mai degrabă agnostic, deci sunt în afara acestei, să zicem, bule a lui Arsenie Boca, dar mie mi se pare că, dacă vreți, unul din rosturile filmului documentar e să creeze această punte de dialog între segmente sociale altfel complet separate, cumva dincolo, care trăiesc dincolo de niște bariere, nu comunică, nu. Și mi s-a părut și că e de datoria mea să las o urmă asupra acestui fenomen, Arsenie Boca, mitul lui Arsenie Boca, care înseamnă mai mult decât persoana acestui părinte. Și care cred că e un fenomen cu, așa, cu ecouri universale, pentru că vedem că în toată lumea există un soi de, așa, creștere a acestui apetit pentru irațional, pentru teoria conspirațiilor, pentru, care e bazat pe neîncrederea în știință, pe neîncrederea în democrație, până la urmă. Și că asta e ceva extrem de periculos, care va avea consecințe politice asupra vieții noastre în România, dar nu numai, adică dacă te uiți la, nu știu, cine îl urmează pe Trump în America, sunt cam aceleași date, nu, mentale și sociale, oameni care au această nevoie. Ori nu aștept la nimic să-i arăți cu degetul la televizor, adică era cel mai simplu și cel mai ridicol din partea mea să incriminez această, să zicem, naivitate. Mi s-a părut că numai, pe de o parte, fiind foarte transparent, eu însumi cu cine sunt și ce cred față de pelerin, pot să le cer același lucru și lor, să fie și ei transparenți și deschiși și să se confeseze într-un fel, este în termen religios, dar în cazul ăsta se potrivește, să povestească lucruri foarte intime și să înțelegem un pic împreună, în grupul ăsta, ce ne mână pe fiecare, să ne ascultăm un pic. Adică asta e rostul filmului. Da, și apropo de asta, filmările au avut loc în pandemie, despre care ne amintim cu toții cum a fost în perioada respectivă, și voiam să vă întreb dacă credeți că lucrul acesta a influențat în vreun fel ceea ce putem vedea în documentar, dacă a scos la lumină lucruri pe care altfel oamenii poate nu le-ar fi spus sau nu le-ar fi crezut. Cred că pandemia în general a însemnat un soi de, să zicem, lovitură suplimentară în încrederea în știință. Adică pandemia, în mod paradoxal, deși am trecut
prin ea relativ, să zicem, fără cu pierderi omenești, de vieți omenești, dar putea fi mult mai rău datorită științei, nu, și avansului științific. În același timp, pandemia a creat un soi de neîncredere suplimentară în medicină și în doctori și în știință și au irupt așa în spațiu public toate teoriile astea conspirative. Deci noi când am făcut pelerinajul în toamna lui 2021, lucrurile erau deja hrănite, așa, iritate de toată povestea asta. Pe de altă parte a fost și un efect oarecum bun, și anume că oamenii erau doritori să iasă din case, să circule, să fie în colectivitate, să, na, se plimbe cu autocarul, să mergem în diverse locuri. Deci exista un fel de dorință a oamenilor de a ieși din casă și de a fi împreună. Și asta cred că se simte în film. Mm-hmm. Și aș reveni un pic la grupul de pelerin, că am văzut și momente în care era clar că viziunea asupra părintelui Arsenie pe care o aveau unii dintre ei se bătea oarecum cap în cap cu ce își imaginau alții, și pe alocuri mi s-a părut că plutește așa o tensiune în aer, dar oamenii s-au abținut să se concentreze prea tare sau agresiv. Au fost și momente mai tensionate când camerele nu filmau. Nu, adică cred că filmul reprezintă destul de așa corect raporturile astea și tensiunile din grupul de pelerini. N-a fost mai mult decât atât. Ce m-am bucurat e că chiar dacă erau pe poziții contrare, au putut, na, vorbi între ei și au, na, era un climat oarecum sigur în care oamenii se puteau exprima deschis. Nu cred că au ținut foarte mult în ei, dar erau diferențe de vârstă destul de mari și asta însemna, era clar că oamenii din generații diferite sunt pe poziții diferite și alte, na, diferențe care cred că se reflectă. Adică ideea asta a acestui grup ca un soi de mică oglindă a societății românești cred că transpare. Sigur că nu e complet, adică societatea românească are mai multe așa fațete și e greu într-un grup de 20 de oameni să replici asta. Da. Da. Și la un moment dat, unul dintre pelerini povestește că este pe jumătate evreu, dar că legionarii n-au fost totuși atât de răi, că au fost patrioți care au ținut la țară și așa mai departe. Și ce gânduri sau simțăminte v-au trecut pe dumneavoastră în momentul respectiv, auzind aceste lucruri și fiind dumneavoastră evreu? Da, eu cred că asta e un lucru pe care îl auzim deseori în lumea românească. E mai puțin exprimat direct în ultima vreme, pentru că nu dă bine să se audă așa ceva, dar oamenii cred în continuare asta. Cred în continuare că, mă rog, mișcarea regională a avut excese, dar în general intenția era bună. Ceea ce se spunea și despre comunism. Au fost excese la început, dar intenția era ok. Ori aici cred că sunt mai multe lucruri. Pe de o parte, recuperarea asta naționalismului ortodox, care e specifică mișcării legionare și care nu există în alte mișcări fasciste din Europa. Nu? Fascismul german era ateu și ăla italian era mai degrabă ateu. Deci e o specificitate a mișcării astea legionare românești, că a îmbinat credința ortodoxă, participarea bisericii în politică cu naționalismul. Or, lucrul ăsta n-a fost niciodată bine analizat, explicat, inclus în curriculumul școlar românesc, de fapt. Biserica Ortodoxă n-a făcut niciodată un soi de examen istoric asupra colaborării ei cu mișcarea legionară, cu statul lui Antonescu, nu? O dictatură militară profascistă, după cum n-a făcut-o nici în relație cu regimul comunist. Nu? Pentru că, până la urmă, sigur, Biserica Ortodoxă a fost asuprită, mai ales în prima perioadă, în anii 50, dar a ajuns la un mod de viață
în comun cu regimul comunist. Nu? Ne aducem aminte că în decembrie 89 Patriarhul Teoctist îl apăra și îl lăuda după ce a început să revoluția la Timișoara pe Ceaușescu și condamna revoluționarii. Acest examen cum n-a avut loc nici din partea bisericii, nici din partea școlii, nici din partea, mă rog, statul român a încercat să facă niște chestii în perioada președintelui Băsescu cu raportul, cele două raporturi, nu? Holocaustului și asupra comunismului. Dar ele n-au fost absorbite așa la nivel de masă. Și atunci ne trezim astăzi în 2023, la cât 80-90 de ani de la mișcarea legionară, că aceleași sloganuri și aceleași frumoase cântece patriotice sunt apreciate pentru că noi așa oferă un soi de speranță în ridicarea României și în alungarea problemelor care vin evident din altă parte, nu de la noi niciodată. Vin acum din vest și Europa e rea și vrea să ne impună, ce știu eu, cum se cheamă acum, doctrina LGBT și așa mai departe. Deci există o, pe de o parte, un fond de ignoranță, cred, istorică. Și asta e foarte periculos, că s-ar putea face ceva prin școală și atunci măcar generații viitoare ar fi pregătite să facă față acestor sloganuri. Suntem în poziția paradoxală în care se repetă papagalicește niște lozinci de acum 90 de ani, care au dus la crimă și la distrugerea democrației în România și așa mai departe. Sper să nu asistăm la reciclarea completă în acestor idei. Da, și documentarul o să apară în cinematografe într-o perioadă în care sondajele de opinie arată tocmai că un partid naționalist care promovează idei ultraortodoxe e al treilea cel mai bine cotat, la foarte mică distanță de locul 2. V-ați imaginat un asemenea scenariu când ați luat decizia de a face documentarul? Da, filmul începe cu o secvență filmată într-un schit în timpul campaniei pentru referendumul Coaliției pentru Familie, nu, pentru rescrierea Constituției, redefinirea definiției căsătoriei, nu, ca căsătorie într-un bărbat și o femeie. Referendum care a însemnat un soi de eșec al momentan așa al acestei implicări a bisericii în viața socială și politică românească, dar nu numai, ci și a cercurilor naționaliste ortodoxe. Pentru că referendumul a eșuat lamentabil și asta a părut să fie o veste bună atunci. Numai că după aia, în mod paradoxal, nu, la următoarele alegeri, acest partid de care vorbiți a câștigat un loc important în Parlament și cumva toate aceste idei s-au canalizat acolo. Adică ceea ce părea o înfrângere momentană n-a fost decât un accident de parcurs și acum asistăm la această creștere a acestor idei național-ortodoxe extrem de toxice, cred, pentru societatea românească. În plus, lucrurile s-au complicat pentru că între timp, nu, războiul din Ucraina s-a intensificat, a avut invazia și, în mod paradoxal, cercurile astea naționalist-ortodoxe sunt extrem de pro-ruse. Ori Rusia e condusă de un fost colonel KGB, de profitorii vechiului regim, nu, post-stalinist, și atunci cum se pot identifica oamenii ăștia cu același, cu urmașii URSS-ului, nu știu, moștenitorii URSS-ului. Acolo ne uităm în ce fel sunt ei anticomuniști, cum sunt declarați, nu? Dacă lumina vine în continuare de la răsărit, de la un stat absolut oribil, dictatorial, care își asuprește cetățenii în fel și chip, nu, și invadează țări vecine. Următorii suntem noi pe listă, dacă, nu,
dacă n-am avea umbrela asta nord-atlantică. Da, și revenind la documentar, voiam să vă mai întreb cu ce ați spera să meargă oamenii acasă după, din cinema, după ce văd Arsenie, Viața de apoi. Acum, speranța mea e ca oamenii să încerce să se uite în oglinda asta de pe ecran, cumva să se recunoască în anumite lucruri și să pună la îndoială niște, să zicem, idei pe care le iau de-a gata din spațiu public, inclusiv ceea ce se vehiculează în media, dar ceea ce vehiculează și anumite partide politice. Adică să chestioneze un pic toate legendele astea care plutesc în aer, nu? Că e vorba de Arsenie Boca, care e un personaj foarte legendar, de fapt, sau legendat, și că e vorba de tot da, complexul ăsta de credințe. Nu știu ce să zic. Eu am încercat ca filmul să meargă așa pe o sârmă foarte subțire între doi poli opuși și să nu cadă nici într-o parte, nici în alta. Deci ca oamenii să poată să-și recepționeze propriul lor film, până la urmă. Să vadă fiecare dintre ei în această viață de apoi unde se plasează. Asta ar fi idealul pentru mine. Nu știu dacă va ieși așa. Da. Și campania asta pe care am gândit-o pentru distribuția filmului e în jurul acestei idei, că fiecare dintre noi vedem în figura lui Arsenie Boca altceva. Unii văd un supererou ca de benzi desenate, alții văd un sfânt, unii văd un eretic, alții văd un rebel, unii văd un mare duhovnic, alții văd, să zicem, un soi de manipulator cu propria imagine. Și într-un fel formula asta pe care am căutat-o de a construi un soi de, să zicem, pelerinaj cu o latură ficțională, așa, cu o latură în care, uite, arătăm cum se construiesc miracolele, într-un mod naiv, ca niște tablouri populare, așa, cu ajutorul pelerinilor. Am crezut eu că e cea mai potrivită ca să reflecte felul în care se construiește un mit. Că până la urmă ce e fascinant la Arsenie Boca e că mitul ăsta s-a construit sub ochii noștri în secolul 21, în era internetului și așa mai departe. Deci asta înseamnă că oamenii sunt în continuare dornici de mitologie și de legende. Și o ultimă întrebare, ce urmează în perioada următoare pentru regizorul Alexandru Solomon? Aveți un nou proiect în vizor sau deocamdată doar vreți să mergeți alături de documentar pe parcursul ciclului său de viață? Păi deocamdată săptămânile, lunile următoare o să fie foarte intense, în sensul că o să călătoresc cu filmul cât de mult pot. Deja o să avem o proiecție la Iași, în seriile filmului românesc, pe 12 august, după aceea pe 15 sunt la Anonimul în Delta, pe 15 august, pe 23 august sunt la Râșnov, la festivalul de film istoric de acolo, apoi la Eforie, Colorat, la finalul lunii la Brașov și la Făgăraș. Și apoi în septembrie o să merg cam în 15 localități. Cum zic, practic, cel mai important pentru mine acum e să aud ce zic oamenii după proiecție în săli și să continuăm cumva dialogul ăsta din film în sală și după aceea ei să-l ducă mai departe în familie sau, dacă vor, mă rog, sau în cercurile în care vorbesc. Deci cumva filmul se continue dincolo de ecran și de durata lui. Și după aceea, sigur că am proiecte. E unul la care am început să filmez chiar în pandemie. Aș vrea să fac un film despre arhivele naționale, ca, da, ca instituție, așa, ca, să zicem, loc în care memoria asta statului românesc
de la 1831-32, când s-au înființat arhivele, e procesată, ceva se aruncă, ceva se păstrează și e procesată, sigur, cu un decalaj, așa, adică pentru că orice arhivă e în urmă față de prezent în ce privește documentele. Deci. Și mi se pare că e un soi de așa construcție instituțională care e foarte pasionant de urmărit, și o să continui cu asta după ce termin cu campania de distribuție a lui Arseniei.